Mă bucur că pot să fiu aici la Dinamo, cel mai titrat club din România. Și de-abia aștept ca într-o zi, mi s-a spus că în această sală sunt numai medaliați olimpici, afișați pe pereți și sper că într-o bună zi să fiu și eu. Sunt convins de asta. A fost o decizie pe care am luat-o, împreună cu antrenorul meu și alături de părinții mei. Am decis pur și simplu că este cea mai bună decizie pentru mine la acest moment. Am venit aici pentru că vreau să evoluez ca sportiv la not. Eu și cu Robert fiind acum la același club, mă bucur că sunt coleg cu el. Poate în viitor vom putea face și o ștafetă, dacă o să mai vină, câțiva notători poate. Mă bucur că sunt coleg cu el. E un om foarte inteligent și un sportiv la fel. Din punct de vedere al universităților americane, cred că ușile nu se închid niciodată. Poate doar după ce mi-aleg o facultate sau universitate la care să învăț una alta decât cea de la care am fost invitat, să zicem. Numai că momentan m-am făcut destul de clar că prefer să rămân aici cu echipa mea pentru că am foarte multă încredere în ea și cred că eu, ca sportiv, în acest sport individual pot crește așa. Am avut o vacanță de 3 săptămâni după Tokyo. Mi-am revenit, m-am relaxat și acum ușor, ușor, cu mare încredere în planul nostru, de fapt în planul lor pe care l-au făcut împreună și pe care eu îl urmez, revenim la cea mai bună formă. Care a fost primul obiectiv? Primul obiectiv cu adevărat important, cred că ar fi mondialele din mai, din Japonia, am uitat orașul, îmi pare rău. Fukuoka, ok, sper să nu pronunț greșit. Deci primul obiectiv cu adevărat este cel din mai, de la mondialele de seniori. Și anul următor o să fie plin de competiții europene de seniori, europene de juniori, chiar la noi, la Otopeni, în România. Am spus că m-am bătut cu niște titanii sportului și cu niște rechini, dar cred că pe măsură ce o să cresc, și e valabil și acum pentru mai, cred că mă voi bate din ce în ce mai ca de la rechin la rechin. Ne bucurăm că putem să continuăm proiectul nostru în cadrul clubului sportiv Dinamo și sperăm ca în următorii ani să reușim ca David să fie într-adevăr în această sală și să aducă din nou bucurie, așa cum a făcut-o vara aceasta la Tokyo. Steaua și Dinamo sunt cluburi partenere. Noi trebuie să avem o strategie comună pentru a reuși să avem o dezvoltare uniformă și ca să reușim să venim în completarea Comitetului Olimpic Sportiv Român, să existe o eficiență. Până în acest moment nu am avut un dialog coerent să reușim să ne aliniem, să ne punem la aceeași masă, să gândim o strategie. Am spus-o și anterior, cred că acum 2 sau 3 zile, la o publicație, noi nu am concurat cu nimeni pentru David Popovici. Noi ne-am dorit să luăm pe David Popovici și ne-am văzut pur și simplu de drumul nostru, nu am vrut să fim competitori, ne-am interesat de alte oferte. A fost o discuție profi, care eu cred că am avut rezultatul scontat. Nu am avut concurență, pentru că David nu mai era sub contract la acea perioadă. Negocierea noastră a avut loc în luna septembrie, când David era liber de contract. O să vă fac și eu... Nu e mult spus dezvăluire, am fost contactat de către comandantul clubului Steaua, cred că în luna august, în care mi-a recomandat să nu îl luăm pe David la Steaua, la Dinamo, de la Steaua, îmi cer scuze. Pot să vă spun că l-am asigurat, și acestea sunt informații pe care le puteți verifica, l-am asigurat că Dinamo nu o să facă niciodată o contraofertă atâta timp cât David este sub contract. Și chiar dacă nu ar fi fost sub contract cu, chiar în luna septembrie, când nu era sub contract cu Steaua, dacă tutorele, care este reprezentantul legal al sportivului, ar fi afirmat că nu își dorește să discute, nu am fi ajuns la niciun numitor comun astăzi. Deci am citit foarte multe articole, Dinamo a furat, Dinamo a reușit să fure. Nu e un bun care poate să fie transmisibil așa într-un mod să fie furat. Eu consider că atâta timp cât o să fiu președintele clubului, tot ce înseamnă sportiv în altă performanță vor face obiectul de interes al clubului și vom întreprinde toate demersurile să îi aducem în curtea noastră.
Deci eu consider că noi doar ne-am făcut treaba. Eu cred că dacă nu am fi încercat să-l ofertăm pe David, era un act de pasivitate și de... Eu nu cred că era inadmisibil așa, să nu ne dorim să avem în curte un sportiv precum David.